Bună dimineața! Din care e legată Hacaua. Eu aș vrea să continuăm de data asta cu mai mult public. Aș vrea să continuăm discuția de aseară. Pentru că aseară vorbeam cu toată lumea care a vrut să bucură de Art Cafe despre, domnule, cum mai facem teatru astăzi? Știu că e o întrebare care mi se pare plictisitoare. Ce rost are să ne întrebăm cum mai facem teatru dacă tot facem? Dar cu Vlad am tot vorbit despre ce e important pentru un spectacol de teatru și pentru că el să ajungă la public și pentru că el să aibă sens și pentru că el să existe în viața noastră și să vrem să mergem la teatru și să nu rămânem la televizor sau în mall sau, știu eu, care e rețeta voastră de a face teatru? Nu știu dacă funcționează, dar cred că sunt mai multe rețete. Mie, e o chestie personală și mie îmi place teatru, în primul rând, să aibă textul de sub tot să se pună un întreg. Mi-aduc aminte că, nu știu dacă am mai zis asta, ți-ai amintit sigur aseară, că Ciulei, domnul Liviu Ciulei, avea un coleg arhitect și a venit la el la cabină după un spectacol de la Curandra, colegului, și a spus, mă, extraordinar, actorii minunați, decorul, povestea, piesa. Deci, îmi pare rău, tu nu prea te-ai văzut. Și el s-a dus la cabină și a spus, am primit cel mai frumos compliment din viața mea. Pentru că pentru el era important să spună povestea, să nu neapărat să iasă el în față, să se arate pe el, ci să transmită povestea aia a textului. Și sigur, vin actori, deci au construit împreună, dar să nu iasă el în evidență. Cred că asta înseamnă să faci teatru bun, de calitate. Și noi încercăm să mergem pe linia lui. Mai bine vorbesc fără. Noi încercăm să mergem și noi pe linia lui, nu știu cât ne iese, dar suntem adepți, suntem mai mulți adepții unui teatru cu poveste. Sigur că se poate și altfel. Am văzut și am apreciat și alt tip de teatru. Dar eu, deocamdată, în momentul ăsta al vieții mele, nu știu ce o să fie peste 10 ani, sunt angajat pe direcția asta. Și aș avea o întrebare pentru voi trei, dacă mi-este permis. Cum vă raportați și ca actori, acum trecem de la regie la actorie, la acest mod de a face teatru aproape obligatoriu cu microfon? Fiindcă post-dramatic sau psihologic, de avangardă sau, cum să spun, naturalist, mai toate spectacolele nu se mai pot face decât dacă la un moment dat un actor ia în hață un microfon și jumătate de spectacol se întâmplă la microfon. Eu n-am avut încă ocazia să joc într-un astfel de spectacol, dar la cum lucrurile vei avea. Așa? Nu știu, m-am păzit Dumnezeu. Da, e un gen, nu știu ce să zic. Acum depinde că pot să fie spectacole, pot să fie niște texte care să necesite genul ăsta de exprimare. Adică dacă, de exemplu, sunt niște texte care au cântecele, care au... atunci necesită și microfonul. Cred că se pierde foarte mult. Eu cred că se pierde emoția, în primul rând. Când e ca o barieră, cred că, microfonul. Nu cred că te mai adresezi la fel de sincer. Adică nu știu. Păi am văzut Alina când a vorbit Vlad, da, și imediat a lăsat. Da, da. Se simțea mult mai liber și mai... și pentru mine o temă de gândire, pentru că, sigur, sunt spectacole în care microfonul face parte din... e ca un fel de categorie estetică sau e un mod necesar de a implica personajul sau un anumit personaj în discursul scenic. Dar, oare nu folosim microfonul în teatru? Pentru că, din păcate, actorii de mai... cum să spun, o parte din actorii teatrului românesc nu mai au aceeași cultură pentru voce și pentru modul în care își folosesc vocea pe scenă. Eu v-am văzut pe voi trei în spații foarte largi de teatru. Unele nu chiar de teatru, adică jucați și în locuri cu foarte mulți spectatori, dar vocile voastre reușesc să sară rampa, să treacă rampa, cum se spune. Aveți șansa de a avea niște voci exersate și cu timp de personale. Dar oare acest microfon să nu fie și un substitut al exercițiilor de vorbire și al tehnicii vocale? Nu cred. Eu îl intuiesc, îl simt mai mult în teatru ca o necesitate sau o dorință regizorală. Cineva care vrea să spună ceva cu asta și atunci apelează la soluția asta. Mie nu mi-e o soluție apropiată, nici eu n-am jucat cu microfon. Jucăm cu microfon, dar în sensul în care jucăm la sala mare de 1000 de locuri de la TNB, jucăm all inclusiv și e necesară microfoane de captare, dar nu lavaliere sau microfoane cu care să vorbim așa. Acolo n-ai ce să faci sala fiind de 1000 de locuri, în spate chiar nu se aude, adică dacă n-ai alea de captare, trebuie să urli foarte tare și nu mai e nimic în față, nu mai e adevărat, nu mai e natural ce se întâmplă. Adică trebuie să urli mult prea tare ca să, și pe aia din primul rând îi omori, adică, și s-a găsit formula asta, nu noi am găsit-o, se practică de mult, la sălile foarte mari există microfoane de captare. Dar eu nu sunt adeptul, sau mă rog, doar dacă textul o cere, există texte contemporane unde așa sunt construite, e nevoie de microfon, sunt gândite așa. Dar dacă nu-i gândit așa, eu aș prefera regizorul să nu facă ceva de la sine să bage. Dar, mă rog, aici este de gust. Da. Vreau să mă zic că Vlad a avut anul trecut premiera filmului Secretul Fericirii. Da. Și ai putea să ne spui câteva chestii și din postura asta de regizor de film. Eu cred că a fost o postură foarte provocatoare așa pentru tine. Îmi pare rău că n-am reușit să vin la premiera. Și mie. Eram la întâlnirea de 20 de ani a teatrului iar. N-am apucat să confirm. Dar a fost un moment frumos și știu că filmul a ieșit foarte bine, cu recenzii foarte bune. Da, m-am bucurat. Am avut o poveste, deci am primit textul de la Alex Popace, care a scris textul și de-aseară. O poveste pe care ne-am văzut în spectacol. Exact, pe care am și jucat-o. Piesa a apărut după film. Noi am repetat 3 luni la film și după ce am filmat, am zis, e păcat, totul se întâmpla pe o terasă și am zis, e atât de ușor de adaptat scenic, încât hai să o facem. Și noi am început să jucăm după ce am filmat. Sigur că filmul a apărut după 3 ani. Am avut niște probleme în montaj uriașe la sunet. Am crezut că nu o să mai iasă, sau că o să iasă atât de prost, pentru că mi s-a spus la post-producție, mi s-a spus e nevoie de 55% post-sincron. Cine nu știe, post-sincron înseamnă să dublăm vocile în studio, să mergem în studio și să repunem vocile, pentru că unde am filmat, vis-a-vis, era un club, de noapte și mi s-a spus că nu e nicio muzică, doar sâmbătă și duminică. Și zis, ok, noi filmăm luni, vineri, 3 săptămâni și facem pauză 2 zile. Și în fiecare noapte a fost închiriat clubul, nici ei nu știau probabil, de firme private. Și trăgeam un cadru pe cineva, pe un personaj și în spate se auzea smiley și trăgeam cadrul pe celălalt personaj, răspunsul și îți cânta Delia. Deci nu se putea monta, adică era imposibil de montat din cauza sunetului cum faci, adică măcar dacă era o melodie ca coadă, să știu că așa a gândit regizorul și are o melodie pe desubt și cumplit a fost. Și am găsit un băiat excepțional, un artist, Alex Dragomir, vreau să-l pomenesc pentru că a făcut o muncă de 7 luni, 2 oameni, 8 ore pe zi. A zis, nu-mi da deadline, ca să poată să scoată, și-a luat milimetru cu milimetru, fără să altereze vocile. Asta e foarte complicat, că scoți anumite sunete, scoți și din glas. Și a reușit, după o muncă uriașă de 7 luni, să nu am niciun cuvânt în post-sincron. Totul a rămas live. Ar fi fost alt film. Publicul, fără să știe de ce, s-ar fi dat în spate și ar fi zis, bă, ceva nu-mi place, nu știu ce, dar e fals, așa, e, nu cred, nu... Și după părerea mea a scos un sunet cu care eu mă mândresc foarte tare, adică ce a făcut el acolo, mi se pare o muncă de artist fenomenală. A ieșit, l-am scos pe piață, lumea nu are încredere în filmul românesc și pot să înțeleg și se uită, vin cu reticență la cinema, din mai multe motive. Sper încet, încet să readucem publicul în sala de cinema și să le recâștigăm încrederea. Care motive? Cum? Da, sunt în discuții la anul, nu anul ăsta, că nu e gata scenariul. La anul să depun un scenariu din nou, adică din nou, prima oară la CNC, că filmul ăsta a fost făcut cu un buget privat. Am avut o producătoare senzațională, Cristina Dobrisoiu, care după ce a citit scenariu a zis noi facem filmul ăsta și zic cu ce bani? Găsim, facem rost. Și e și o poveste drăguță că în filmări a rămas fără cash flow, avea de plătit niște bani și a rămas fără. Și și-a scos pensia privată aici al lui bărbatul, fără să-i spună, ca să aibă bani. Urma să-i primească pe urmă de la filmele de publicitate și așa, dar în momentul ăla n-avea. Și a scos pensia privată și ca să termine filmul. Ceea ce mi s-a părut... mai vreau asemenea producători. Care sunt motivele de care vorbeați mai devreme? Că nu vine lumea la un film românesc? Nu știu, cred că trebuie acoperite mai multe... Nu fi drăguț. Nu, spun adevărul. Cred că trebuie acoperite mai multe... plaja filmului trebuie să fie mai largă. Nu tot ce a fost înainte de 89. Da, cred că trebuie să fie mai largă. Avem nevoie și de povești de dragoste, avem nevoie și de povești adevărate. Cred că lumea nu mai vrea să vadă mizerie, nu mai vrea să vadă comunism, nu mai vrea să vadă... Cerșetori. E o monedă, după părerea mea, un pic prea bătută. Și cred că e nevoie și de altceva. Și, în primul rând, schimbarea, după părerea mea, vine de la scenariu. Dacă ai o poveste bună și tu ești capabil să nu o strici, poți să faci ceva. Eu cred că am o poveste minunată scrisă de Alex Popace, Secretul Fericirii, și de-aia am și intrat în lumea asta. Nu, n-a fost scopul meu să fac film, nu mi-am zis, vreau să fac film neapărat, orice ar fi. Nu, atât de tare m-a atras povestea și am zis că trebuie să ajungă la oameni, încât am făcut tot posibilul să se întâmple asta. Așa s-a întâmplat că am ajuns să fac regie. Știu, eu merg mai departe, încerc să merg mai departe. Le fac și pe al doilea, pentru că mai am o poveste mai bună decât prima. Ce? Unde am greșit? Motivul. Nu l-a spus motivul. De ce nu vine lumea la cinema? Da. Tocmai l-am spus. Pentru că nu se face film, nu se face și film pentru public, cu povești, pentru... Se fac filme de artă, se fac filme de festival, care nu sunt atât de atractive pentru publicul larg. Asta e, așa cred eu. Mai mult că nu sunt atractive, cred că îi și îndepărtează, îi sperie. Nu discut de calitatea lor sau de valoarea lor. Spun că asta simt că se întâmplă. Lumea fuge de filmul românesc în momentul ăsta pentru că are senzația că nu înțelege, că nu e pentru el, că se simte că nu îi este adresat filmul lui. Și nu e pentru mine. Și cred că trebuie și încep să se facă și filme pentru public. Și ușor, ușor sperăm să-i aducem înapoi la... Greșesc undeva? Nu. De ce nu vii tu la cinema, la filmul românesc? Eu am fost. Și am... Deci, am văzut Ghinionistul, de exemplu. Care... N-am apucat să văd. Bine, au fost așa... Da? Drăguț. Încep să se facă și filme pentru public și sper să se facă din ce în ce mai mult. Ce ne spune despre povestea de seară? Când s-a povestit publicul din Alba e minunat, mereu. Ne întâlnim de aici de ani de zile. Te rog. Am fost primiți foarte bine, ne-am simțit foarte bine. Bună, Diana! Sunt public? Eu am mai jucat acum 2 sau 3 ani mai și eu, dar tot cu voi am fost cu efecte colaterale. Atunci a fost prima dată când am venit în Alba. Și am retrăit aseară sentimentul de acum 2 sau 3 ani, mai țin exact minte când am fost, adică un public atât de cald și care a reacționat atât de rapid și de frumos, încât dacă ne mai invitați, oricând cum are plăcere, chiar îmi place publicul de la Alba Iulia, foarte bun. Răzvan. Vreau să revin puțin la discuția anterioară legată de film. A zis că ar trebui schimbat scenariul, sau mă rog, viziunea care e scris scenariul. Nu credeți că până la urmă scenariile care se scriu în România sau subiectele care s-au abordat sunt cauzate și din faptul că industria filmului românesc e destul de slabă și atunci finanțările sunt destul de sărace și subiectele astea pe care le vedem în toate filmele, în majoritatea filmelor, sunt mai la îndemână pentru că nu necesită o dezvoltare foarte grandioasă a subiectului sau nu necesită fantezie și... Nu știu dacă ăsta e motivul. Eu nu cred că ăsta e motivul. Se fac și filme mai scumpe. Cred că, nu știu, dar aici chiar îmi dau cu presupusul. Cred că anumiți scenariști sunt convinși că subiectele astea care pe noi deja ne-au cam îndepărtat sunt foarte atractive pentru alte zone, pentru alte lumi și e posibil să bată acolo, adică să țintească un festival internațional, o altă lume care e foarte curioasă de ce se întâmpla aici cândva. S-ar putea să fie ăsta motivul. Nu știu de ce se bate apa în viu atât de tare, că eu nu o bat. Deci nu știu care sunt motivele lor, dar e posibil ăsta să fie unul din motive. Nu? Greșesc? La vârstă. La mine se nu știu, chiar nu știu. Vlad se pricepe mult mai bine la film, adică el chiar a mai făcut, a și jucat, a și regizat. Nu-mi dau seama de ce, dar cred că unul din motivele principale este ăsta de care a zis Vlad, adică în principiu regizorii care fac film vor neapărat să ajungă la un festival, pentru că automat un festival îți dă recunoaștere în primul rând, și ție ca regizor, și ție ca actori, automat CV-ul tău arată altfel, de la o recunoaștere la un festival poți mai departe să iei mai mulți bani pentru următorul film și tot așa. Și cred că e, aici sunt de acord cu Vlad, cred că e o direcție greșită, adică dacă tu ca regizor nu ai ceva, ca și ca actor, e cam același lucru, dar primul rând ca regizor, că ei sunt cei care conduc în general un film. Dacă nu ai o poveste personală de spus, care să te coste în primul rând, să vrei neapărat să spui ceva, o iei în altă direcție. Adică tu nu vrei să spui neapărat ceva, vrei neapărat să mergi la un festival. De ce vrei să mergi la un festival? Ca să mai iei niște bani, ca să mai faci un film. Cu care ce faci? Nu spui ceva, din nou mergi la un festival. Și atunci lucrurile e un cerc vicios în care se învârt toți, în care noi ca actori suntem obligați să dăm probe la acele filme, avem niște texte care de foarte multe ori ne intră foarte greu în gură, că sunt proscrise și trebuie să ne chinuim, să le punem, să le ștergem, ceea ce de exemplu la Alex Popa nu se întâmplă, adică de câte ori am luat un text scris de Alex Popa, n-am simțit nevoia nici să schimb cuvinte, din potrivă, am simțit nevoia și aici Vlad este cel care ne ceartă de fiecare dată dacă cumva schimbăm ceva sau uităm și are dreptate. Ceea ce la filmele românești de multe ori când mergi la probe simți nevoia, ba să schimbi niște cuvinte, niște semne de punctuație, ba să pui de la tine că simți că cei acolo nu prea ți trec ție în gură și atunci pui de la tine câte ceva. La Alex Popa nu s-a întâmplat niciodată. E foarte greu. E foarte greu să scriu, să scrii bine. Scriu bine scenariști, dramaturgi câțiva în lume. Bine. Deci e foarte complicat. Eu știu doi în țara asta care scriu foarte bine și la care nu simt nevoia și nu numai eu. Toți cei care au lucrat pe textele lor n-au simțit nevoia să modifice. Unul e Mimi Brănescu și unul e Alex Popa. Deci eu știu doi în momentul ăsta în țară. O fi, eu știu, zice știu eu. Nu, zice știu eu. Eu știu doi. Acum, cred că și cu filmul românesc, la un moment dat s-a produs o ruptură, odată că cinematografele au dispărut la un moment dat, nimeni nu se mai preocupa să le mențină, lumea a intrat într-un alt stil de viață, ne rostogolim în viteză, nu mai avem timp, suntem presați și lumea când să mai meargă și unde să mai meargă la cinematografie. Da, vezi, pe de altă parte, la anumite blockbustere americane avem niște încasări uriașe, record. Este acolo un public destul de... E adevărat că și ei s-au dus acum mult în zona copiilor. Fac multe filme pentru copii, pentru că știu că copiii nu vin singuri, îi aduc și pe părinți. Adică e un business acolo destul de bine gândit. Pus la... Da, și care funcționează în toată lumea. Sunt buni, știu să facă și vânzare și marketing și au ajuns la un nivel, ceea ce înseamnă de performanță de film, pe care noi nu-l vom visa, nu știu în câți ani, tot ce înseamnă efecte, tot ce se întâmplă, și vedem cu toții. Sunt nu neapărat povești senzaționale, că am văzut și eu din filmele astea blockbustere și nu mi se par strălucite deloc. Dar din punct de vedere tehnic, cum sunt filmate, cum arată și ce se întâmplă, sunt absolut fabuloase, adică... Dar cred că aici e esența a ceea ce vorbim noi. Dacă un film sau un spectacol își asumă să fie ceea ce vrea să fie, în limitele genului lui, acel film sau acel spectacol e perfect legitim. Da. Spider-Man e Spider-Man, e capodoperă în genul lui. Trebuie să fie Apocalypse Now de Coppola. E sigur, legitim, e da, corect. se poate. Nu, dar poți într-un film ca Spider-Man, de exemplu, se poate cu mai multă atenție la scenariu Să faci mai multe straturi, să mai adaugi o poveste, să nu fie chiar aia simplă, personajul, dar pe calapodul ăla. Pe calonul lui, exact. Exact, s-ar putea să nu fie chiar atât de simplă, și ea s-a dus și el a bătut și a plecat. Atât, nu-i puțin. Sigur că ți iau ochii efectele și tehnicul, cum e făcut, dar eu sunt nesatisfăcut, aș vrea... Corect, da. Dar ești alt gen de public și ai alte așteptări. Cred că toată lumea ar fi fericită să fie mai bogat, să mai aibă niște straturi. Cred că toată lumea s-ar bucura. Nu interesează, au văzut că prinde și așa. Că e suficient tehnic, lumea zice ok, am văzut, am fost dat pe spate de răsturnările de mașini, de felul în care e filmat, de ce se întâmplă în 3D și e suficient, dar... Dar normal există o proastă judecare a teatrului în special. Doamne, ajung la teatru, văd o poveste ușurică în ghilimele, doamne, nu-i Hamlet, doamne. Bă, își propune să fie asta. E perfect legitimă, adică până și teatrul de bulevard, ăla bine făcut, e la mâna. E foarte greu de făcut, după părerea mea. Foarte greu de făcut teatrul de bulevard bun. În sensul în care să nu se scălăm mai lumea, să nu ne ridicăm pustița, să fie cu mai muțărel și așa mai departe. Exact, exact. E foarte greu să faci și cred că e nevoie și de teatrul de bulevard bun. Schimbăm invitația că ești... Schimbăm. Mulțumim frumos! Sala de reviziune, avem domnul Iures. N-ați contat niciodată de 14 ani și ne face foarte mare plăcere. S-a legat așa o prietenie între Marcel Iures și festivalul de la Alba Iulia și creăm așa o poveste frumoasă și ne face tot posibilul să se simtă bine cu noi și cu voi și nu pot să spun decât că mă bucur foarte mult că în fiecare an ne vedem aici. Da. E frumos. Ziceam că e un oraș care respiră sănătate și mult drag, așa, și bine. Că mă plimbam cu filme prin cetate și ne dădea foarte mult. Am stat așa un pic în fața catedralei, ne-am plimbat pe la pulvererie, ne-am uitat pe tot spațiul ăla care înconjoară cetatea, o frumusețe. Și era o minune că este în continuare foarte bine proporționat. Ți-e drag să trăiești în proporțiile astea. Singura chestie care nu rima cu ce aveam noi acolo era frontul ăla de blocuri. Era noul zi, probabil. Noul zi a cetății. Și crucea aia care se schimba din violet în roșu, în albastru, monumentul Facebook. Mov în... Monumentul Facebook. Monumentul Facebook. Își duce și cetatea crucea ei. Își duce și ea, da. Așa e, da. Dar, mă rog, nu știu din ce e, cum e, dar n-avea legătură cu ce trăiam noi acolo și cu ce e, cum e gândit tot ansamblu. Dar e frumos. Ca să mă întorc la ce spunea Ioana, e foarte frumos să fii de 14 ani în legătură cu un oraș atât de frumos, care s-a înălțat. Se vede clar că el s-a înălțat. Urcă, nu știm unde, că nu există o concluzie a urcușului. Dar e bine, te simți bine. Și eu cred că festivalul, Ioana personal și câteva persoane din oraș, că sunt în funcții mai mari sau mai mici, au contribuit mult la asta, la senzația de bine, de plăcut, de sănătate, cumva. Asta e și motivul pentru care am venit aici. Plus că începi să crezi și tu. Nu? Te simți bine, vii într-un loc unde ți-e bine, dai și tu mai departe binele ăsta. Și te construiește cumva, te înalță și pe tine. Dincolo de faptul că e încărcat istoric, orașul, festivalul, a pornit de la o glumă, nu? Povești pentru copii și oameni mari, aprindem un foc, că e în cetate, că e pe un deal aici, și el merge în continuare. Dar în clipa în care îți dai mâna, da, în jocul ăsta, în povestea asta, lucrurile cresc. Și atunci, fără să devin patetic, deși asta e boala artiștilor, mai ales când sunt tezaurizați, devin patetici. Serios, Dania, să spunem lucruri cu greutate. Și dincolo de faptul că noi suntem, așa suntem noi, artiști, actori, că suntem mai mari, că suntem mai mici, că suntem regizori, că suntem scenografi, că suntem căpuși de marionete, de actori, de oameni. Avem în noi asta, să ne împrietenim, să trăim împreună. Azi vorbeam acum afară că teatru, despre lucrul ăsta, că teatru a fost singurul domeniu, ca să-i zicem așa cu ghilimele, care a continuat neabătut și sub regi, și sub comuniști, și sub ce se cheamă acum, ce trăim. O să ne dăm seama mai târziu ce se cheamă acum și ce trăim noi. Deci, trăim că curgem pe o apă care nu s-a oprit niciodată. N-a fost, nu mi s-a pus niciun fel de baraj, pentru că teatrul e ca o apă. Nu te pui cu el. N-ai cum să-i pui. E ca Dâmbovița la București. Au arestat-o, au băgat-o într-o albie de asta, au betonat-o și a ieșit în pivnițele din Cotroceni, în metrou, nu știu, peste tot. Depinde ce faci cu ea, cu apa. Poate să te dărâme ea sau să faci lumină. Asta tu poți să-mi spui. Facem și noi ce ne pricepem și ce ne duce ori dor, ori neputința, ori entuziasmul, ori poveștile din capul nostru. Dar că oricum vorbim despre un domeniu, o zonă care nu are concluzie. Teatru, despre teatru nu poate, în cazul teatru nu poți trage o linie să spui, doamne, a fost așa. Sau acum a cam slăbit țuțuroiul cu generații de aur. Că noi suntem obișnuiți, trăind în bogăția asta de vorba aia. Avem 200 de ani de istorie, 204 ani de istoria teatrului în limba română, pe pământul nostru. Mai întâmpla teatru în Oradea și în Arad, în liceile germane. Existau preocupări teatrale, se dramatizau povești religioase, da, vechi, și se puneau în liceele germane din vest. Dar teatrul în limba română s-a născut la Iași, da, în 1815, în Cișmeaua Roșie. Apropo de asta, acum vreo, da, chiar în anul în care se împlineau 200 de ani, am întrebat pe unul din ministrii culturii, așa, punem ghilimele la ministru, și zic, dom'le, știți că anul ăsta se împlinesc 2 secole de teatru în limba română. Nu e la îndemâna multor popoare și multor culturi din jurul nostru. Și omul mi-a zis, da. Ia uite, extraordinar. Păi nu facem ceva. Și am spus, astăzi nu, că e vineri, e zi scurtă. N-avem timp, s-au închis multe. Și atunci, e greu să pui, să tragi linii. Că e în 2000, că e în 2015. Nu s-a putut trage linie și nici n-are rost să o tragi, pentru că nu servește la nimic. Nici măcar de lucru nu poți trage concluzii. Pentru că tu e peste chestia asta. E peste... cum să spun? Nu știu. Să tragi o concluzie în teatru, poți să o faci, da. Dar ea e îți pune piedică. Că te întreb, mă duc la multă lume. Dom'le, mai e ceva în teatru românesc? Mai sunt artiști, mai sunt... Vorbesc așa, ca Dem Rădulescu, ca Amza Pelea, Cosma, Gina Patrici, Cotescu. Zic, Tune, da, sigur, da, dom'le, sunt. Păi, de ce nu apar, dom'le? De ce nu să... Păi zic, dom'le, nu sunt așa, nu găsești peste tot. Ca panseluțele în parcuri. Cresc, mai trebuie și îngrijite, trebuie să te nimerești acolo când zice el ceva. Plus că nimeni nu ia în calcul faptul că tot acest bloc de mari actori au fost crescuți de alți mari actori. Până la Vraca, până la Mihai Popescu, și așa mai departe, Eliza Petrechescu, Dragomir, mari artiști, Curandra. La propunerea pe care ziceați ultimul, au crescut și la rândul lor. Exact. Nu? Eu sunt produsul acestor mari actori pe care i-am întâlnit, am avut șansa, norocul să joc lângă toți cei pe care vorbesc de Patrichi. Așa cu tinerii care joacă și la noastră, exact. Cu noastră. Deci, că asta e, chiar ați deschis un subiect foarte... Nu e neapărat sensibil, dar îl observ și în orașele în care sunt teatre dramatice. Totuși, lumea merge tot către lumea pe care ei le cunosc. Adică nu dau șansa și generațiilor astea tinere să vină și să îi lase și pe ei să demonstreze că sunt actori foarte buni. Chiar sunt. Chiar sunt foarte buni. Sunt foarte buni. Și e păcat să nu vrei să-i descoperi. Dau și eu mare, am crescut și eu. Câțiva am crescut. Dar chiar ați crescut. Și chiar s-au exprimat acolo, în alte condiții. Eu am fost cules din provincie de Cotescu, care, la rând, care mai culesesc. Așa se purta el. Așa era el. Că și pe el l-a adus cineva din Moldova. Da? Și l-a plantat în București. S-a schimbat și la Oragiu Mălel a fost adus de Octavian Cotescu. Dar în Condurate. Puiu Danilă, eu, Mariana Buruiană, Ion Colan n-a vrut să stea, a plecat, că olteam capos în sfârșit. Dar era ok, m-a sunat personal, vino la concurs, că te sparg. Vino la concurs. Ce, nu știai? Nu știa, că nu era nici internet, nu aveam nici telefoane mobile, ce mai venea cu trenul prin Cluj, așa, zvonuri. Nominalizați câțiva dintre actorii care mai există totuși. Cum adică mai există? Mai sunt, că spuneați, vorbeam tot din urmă. Spuneați că mai sunt. Unul aici, a fost aici, v-a zis. Săptămâna asta a văzut. Nu, dar stați să plin că sunt actori prin toate teatrele din țară. Asta vreau să... E o garnitură de actori la Iași de sparge avioane. Sau la Piatra Neamț. Chirilă, Piatra Neamț. Și la peste tot. La Cluj, la Târgu Mureș. Mihai Măniuțiu, o trupă acolo. Care cântă, dansează, toți. Bineînțeles. Marcel Iures. Și așa centre, pe mine m-a creat ăia vechi. Da, m-a creat. M-au luat pe după umeri așa, le-a fost drag de mine, m-au învățat. Da. Mi-au dat să joc mult. M-au pus în situație de putere, să fac cei cu mine. Altfel am făcut, da, așa a ieșit. Pentru că într-o perioadă, vorbesc de perioada de înainte de 89, când nu exista concurență, nu exista internet, nu existau filme americane, nu existau televiziuni puse una peste alta, evident că deveneam notori. Da. Eu puteam să iau brânză și lapte praf pentru copil, pentru că apărusem la televiziune, într-un teatru, într-un spectacol de teatru de televiziune, cu Cortescu, cu Ileana Brănescu, cu Valiseciu. Serios? Și norocul că laptarea s-a văzut pe... Noroc? Da, dar mi s-a întâmplat și în Revoluție, când erau peste tot, erau pâine, lapte, se umpluse. Și cu vânzătoarea de la magazinul de pâine, da, din cartierul unde stăteam, nu erau două persoane. Mă așezam și eu la rând. Și ea îmi făcea. Era min, adică... Serios, atâta eram de notoriu. Adică magazinul gol îmi făcea semn. Erau calde, vigeau pâinile. Așa meritam eu la gradul de notorietate pe care e, a venit ce a venit, întâmplarea aia. Și sunt vedete de televiziune, mai îmbrăcate sau mai puțin îmbrăcate, băieți cu mușchi, da? Mari probleme gramaticale și poți să-i ștergi cu guma pe ăștia. Trebuie să-ți cauți un loc în toată nebunia asta. Și singurul loc, după părerea mea, a fost o pivniță. Asta a fost teatrul. N-am găsit unul mai la suprafață, dacă îl luam până, dar am găsit sub solul ăsta. Toată lumea a zis, aha, băiatul face underground. Underground pentru că e sub pământ. De acord. Dar singura idee, forță, dacă vreți, sau dacă... Da. Singurul lucru evident a fost că eu am ținut deschis acel spațiu. Pentru că n-am pariat numele meu. Vlad, toată lumea a trecut de acolo. Bibirii, masaj, cu da, Marius, Manole, Medea, au pariat pe ei înșiși. E un teatru nesubvenționat. Au învățat să strângă bani, să se descurce, să-și organizeze, să-și cheltuie banii cât mai bine, să rescrie relația cu un regizor, da, care nu mai e de la mai ai bani asigurat. Le-au învățat foarte repede. Au fost învățate extrem de repede și cu foarte mare succes. Păi, American Buffalo s-a jucat 11 ani în teatru acolo. Asta cu Bizante și da. Și cu Vlad. Cu Gigi și cu Vlad, da. Și creatorul a fost cel mai lungimier în teatru. Care? Creatorul. Creatorul, iarăși, 11 ani jumate. Și Absolutul a jucat. Absolutul joc de 10 ani. Dar vedeți, Calapodul e tot de teatru de repertoriu. De ce? Pentru că toată mentalitatea așa noastră și a publicului e de repertoriu. Nu e deloc rău. Doar că ai marile impedimente ale nefinanțării. Eu am grijă și de 2 lei când primesc bani. La teatru se împrăștie bani, la teatru de stat, pentru că vin neconviți bani publici. A, contează. Banii vin. Uite că nu prea mai vin acum, ultima vreme. Bine. Au căzut într-o capcană. Da. Da. Dar principiul în teatru e tot ăla, de 1000 de ani. Alegi bine, joci cum trebuie, placi, mănânci. Nu? Încep probleme. Și aici sunt marile examene ale caracterului în teatru. Când ți-e foame, cauți de ce ți-e foame, în primul rând. Cauți cauză. Ori în teatru, cauza e întotdeauna în umbru. N-ai caracter, începi să înjuri. Și dai vina că publicul e tâmpit, că autoritățile sunt nenorocite, sunt vândute, sunt niște excroci. E o nenorocire. Ori nu e așa. Știți de ce zic că nu e așa? Pentru că teatru e o artă liberală. Eu m-am făcut actor, că nu am nevoie de statul român ca să mă numesc actor. Am mai zis-o în câteva ocazii. Că... Dar chiar n-am nevoie. N-am nevoie de nimic de la statul. Am nevoie de inspirație, am nevoie de dragul Ioanei, de dragul ei, de dragul dumneavoastră, ca să mă inspire să vă zic o poveste. Bunica mea îmi spunea povești gratis. În sat sau în Târgușoare am stat la povești. nu erau finanțate de nimeni. Dar absolut nimeni. Și plecam bucuroși, luminoși și fericiți la maxim. În asta și constă libertatea și tragedia acestui tip de libertate, în teatru. Non-apartenența, da, la exterior, la autorități, da, îți creează probleme, dar îți dă o libertate formidabilă. Pentru că e pentru nimic, e de dragul nostru, de dragul ei. Că ea îmi zice, fă așa, spune povestea mea, îmi place la nebunie. Dacă se nimerește să se audă de asta și să placă oamenilor, ne dă o apă. Știți că asta, din păcate, nu mai e povestea asta pe care o să vă spun. Adică ați auzit fără îndoială de marile turnee ale marilor actori cu vagonul din toată țara. Birlic, Giugaru, Popescu, câți nu jucau așa, inclusiv pleacă. Ciubotanașul a fost până prin 60 și ceva. Plecau cu un vagon, cu două piese și jucau 3 zile la Focșa. După aia se duceau la Roma. După aia se duceau la, nu știu, la Brăila. Și de Popescu nu povesteau că făceau turneele astea cu vagonul, da? Lumea era săracă la vremea. Dar în fiecare seară avea o potimică de brânză, 2 damigene de vin, o funie de usturoi. Serios. Extraordinar. Nu credeți pe asta, pentru asta. Că s-a terminat cu asta. Statul e mult prea rapace ca să dea drumul la așa ceva. Pentru că dacă Ioana și cu mine ne filmăm acum cu Dragnea, brusc procentele lui la alegeri cresc. Nu zice nimeni nimic. Da, cresc. Niște artiști. Serios. Dacă pică o funie de usturoi, parcă merge. Nu înseamnă nimic. Adică îți bagi pe el. Puteai să aduci și tu un camion de usturoi, ca tine să vinea. 2 miei, 7-8 urcani, eram bine. Da. Ce ne spuneți de Moș Nichifor? Păi veniți să vedeți. Vreți să vi-l povestesc? N-are loc. E frumos. Mie îmi place. Serios. Veți fi coțcar în seara asta. A? Veți fi coțcar în seara asta. Să vedem. Să vedem. Nu le ziceți mic, să vină. Fata îmi place la nebunie, Alexandria. E o duceață. O duceață. Îmi pare bine, pur și simplu. Ne-am întâlnit. Și nu e vorba de a remorca. Asta am mai spus-o. N-am remorcat pe mine. Nu e vorba de a remorca pe cine, că nu pot. N-ai cum să-i pui pile sau să crească cineva. Știi că un copac mare de ăsta, pe lângă faptul că te apără de ploaie, dă și umbră. Da. E cu dus întors. Și atunci e pur și simplu un pariu personal. E alegerea lui Sandu, Dabija, și e perfect, a nimerit-o. A nimerit-o. Una din puținile dăți când are. Ea e și distribuție la femei. Că de multe ori mi-a zis, bă, hai să vii să-mi faci și mie distribuție la fete, că nu mă pricep. Bine, o bere. Dai o bere, îți fac distribuție. Dar el e un concept mai larg, cred că știți asta. E o ramă în Raiffeisen Bank, Romanian Art Project. Și le-a plăcut foarte tare. Au și ieșit niște hituri. Primul pe listă e absolut Ivan Corbincă. Și ei ar vrea să continuăm, doar că eu am obosit. Nu mai vreau țărani, nu mai vreau. Vreau să joc și eu ceva. Shakespeare ceva. Vreau să joc asta. Vreau să joc, da. Urmează să mă duc la Cluj. O să mă mai las sau de 2 săptămâni. Dar place foarte mult. Și cred că o bună parte din ce provoacă plăcere în public este bucuria cu care jucăm noi. Asta vine în aceeași lingură. și e important. Cât o ține asta, asta nu poate prevedea cât ține bucuria de a juca. Asta e situația. Că țin minte că la... Iertați-mă? Cât existăm noi public. Da. O vorbă uriașă ce a spus acum. Fără public nu avem sens. Sau putem face un exercițiu clinic. Da, e de balamă. Da, dacă nu te vede nimeni, ce rost ai? Am capilotors, care e complet inoperant. Da, e o mistică acolo, în sfârșit. Să studiezi 30 de ani fenomenul ăsta și să scoți un singur actor și un singur... să rămâni istoria teatrului sau studiilor teatrale cu un singur spectacol. E ceva. E și geniu, e și nebunie, e și defect, e și... Da, adică... Și mai zic o dată. Avem unul din cele mai... poate unul din cele mai bune publici din Europa. Da. Are o capacitate de absorpție care este egală cu nivelul de educație și de cultură pe care o are publicul din România. Eu am tot auzit, am tot întrebat, publicul n-a decăzut, publicul n-are cum să decadă. El se subțiază, dacă vreți. Da? Dar atâta timp cât cam toate teatrele din România sunt pline. Pentru că, așa cum am fost eu educat, eu educ la rândul meu copiii, nepoții. Știți că o sală de teatru plină se multiplică cu 4, cel puțin. Dacă nu cu 10, dacă nu cu 20. Pentru că, așa cum e anihilată societatea românească, da, ea își dă telefoane. E bun și internetul ăsta, și telefonul, și Facebook. Deci dau, du-te să-l vezi, extraordinar. Și dacă e prost, și dacă e bine. Asta ce zice? Că în societate, publicul românesc a rămas curios. Vrea să vadă, vrea să știe ce e important. În ceea ce percepem cu toți a fi o lâncezeală, deziluzii peste deziluzii, eșală, nemin, tot felul de povești din asta. Tocmai de-aia ai nevoie de supapă la asta. Exact. 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 E important ce se întâmplă acolo. Firește că trebuie să respectăm publicul ăsta față de care suntem datori să-i dăm cei mai buni. Nu e firesc. E simbioză. Asta e ca pădure. În pădure nu e nimic de aruncat. Totul se folosește. E un ciclu. Ca și în teatru nu e nimic de aruncat. Nu există un actor atât de prost care să nu-l înjurubezi într-un proiect. El există. Că nu ți-l face unul care benjucă. E bun. Piesă de tezaur. Nu poți să-l pui să-l face un prost. Sau unul ciudat. Îl pui pe ăla. E normal. E firesc. Deși ar putea să-i placă. Cum să nu-i placă? Uriaș. Îi place orice. Bineînțeles. Și atunci, vedeți, e și spectacolul ăsta. Curele de transmisie. Suntem datori să dăm mai departe. Un actor, în mod normal, trebuie să plece gol. Că nu ia nimic cu el în mormânt. A dat tot, și idei, și sentimente. Dacă suntem și vioară, și arcuș, și mână, și tot. Cântăm la noi înșine. Da. Să știți că mai deștept de atâta nu pot fi. Și așa, așa. M-am ostenit rău. Am zis atâtea vorbe. Vreau să văd dacă se poate cum percepeți dumneavoastră subiectul care l-am vorbit și mai devreme cu domnul Zanfirescu despre film. Dar nu și motivele. Nu, nu a fost să... Nu era aici. Nu? Vorbeam de filmul românesc, că nu prea e... Și nu prea e iubit de asta, da, cum, da, nu prea merge lumea la filmul românesc. Păi da, Vlad zicea că ne-am cam... Cred și eu că nu. Vlad zicea că probabil că oamenii s-au săturat tot acelea subiecte dinainte de 1990, tot cerșetor, tot... Că se fac filme pentru festival, bucătărie, aceeași ciorbă, mâncatul la etajul 2, după aia la etajul 4. Da, s-a creat o marcă. Asta e o chestie destul de ticăloasă, știi? Reluat un pic la discuția asta. Nu se poate să obții Sezarul și Urși și Palmieri și nu mai știu ce s-a obținut. Serios, jurându-ți țara. Da. V-am spus o poveste foarte scurtă. Sergiu Nicolaescu, pe care am făcut doctor, a încercat să înscrie acest film la Cannes. L-au vizionat și a spus, de unde sunteți dumneavoastră? Din România, a zis Sergiu. Păi, dar asta nu e un film românesc. Nu, domnule. Filmul românesc este cu... cerșetori, cu miserie, cu gri, cu blocuri, cu lifturi. Camerele alea celebre din blocurile alea. Da, bucătării, ciorbe, din astea. Femei tâmpite, bătute, fără dinți. Ei sunt șmenari, sunt... Și nu l-am scris. N-a fost înscris la cap. Criteriul fiind ăsta. Că nu e film român, dar așa e. Să vedem urțenile alea, problema aia critică. Ce vrei, mă, ta? Un bătrân care, ce să spun? Și aduce aminte de prima iubită, fugi de aici, nu e? E neinteresant. Probabil că dacă venea din Anglia, sau din Franța, sau din Italia, mergea. Interesant. Am mai văzut din astea. Poate mai bune, poate mai proaste, dar e ok, e în regulă. Vine din România, nu e în regulă. Nu corespunde cu imaginea pe care o avem și pe care noi o promovăm. Și atunci întrebarea e, la lucrurile astea, marile inițiative ale Ministerelor Afacerilor Externe, al turismului, al culturii, al interculturalității, nu e asta un obstacol? Noi nu avem eroi. Nu avem decât șobolan roșu și... Nu avem eroi. Există femei geniale, mari capacități, eroi. Dar nu trebuie să aibă toate doctoratul. Mari doctorițe care fac bine oamenilor. Trebuie, au făcut tot felul. Militarii români. Avem eroi în Afganistan. Pe bandă rulantă. Cercetători. Antreprenori. Nu mai vorbesc de etajul underground. În politic, nu e nimeni la ghișeul ăla ca să dea voie să accesezi niște informații. Eroii de la Revoluție, bani n-are nimeni. Ce-au urmat 30 de ani, ce-au devenit ei. Noi știm de pegra aia care luptă și acum. Cum să moaie chestia și devine normal, apare un băiat de asta care zice, eu uite, m-am pierdut degetul ăsta de aici, în lupta acum. Cu cine nu te-ai luptat? Nu zice nimeni cu cine s-a luptat. Cu forțele ostile. Despre asta vorbim. Din punctul ăsta de vedere, în ce stăpâne se află filmul românesc în prezent? Apreciare, să vă dau o concluzie. O prioritate. Au încercat să aflu mai multe despre cum se dau banii. Pe vremuri era clar. Erau case de producție comuniste, socialiste, se dau bani foarte mult. Și în starea aia de neconcurență, că cinematografele erau pline de Sergiu Nicolaescu, este faienii, făceau milioane, pentru că nu exista Rambo 6. Serios? Și nici Cernobâl. V-ați uitat la Cernobâl? Da. Sau la serialul e genial făcut. E genial. Și atunci Sergiu Nicolaescu lua tantieme din Mihai Viteazu. A făcut 1 milion de spectatori în 2000. Criteriile au rămas. Bollywood era. Da, vorbesc serios. Cu cine se concura? Cu Rubiov, cu Tarkovski. Nesemnificativ. Eram 7 oameni în sală, la Slatina. Fugeam noaptea să prind bilete pentru a doua zi, pentru că se și încărca chestia. Era o concurență acerbă. În Slatina, la cinematograful orașului, erau 4 oameni. Dar se zicea că nu mai sunt bilete. Serios? În schimb, la Nicolaescu nu zicea nimeni nimic, dar era Amza, era un munte. Și așa mai departe. Așa funcționau lucrurile. Acum, dacă vrei să faci... Că l-am întrebat odată pe Eugen Șerbănescu, a fost șeful CNC-ului. L-am întrebat, Eugen, aveți bani, da? De ce nu comandați? Nu? Că tu reprezinti statul român. Da, să comandăm subiect ceva. Zi, film istoric. Că tot zicem că nu mai sunt ca Nicolaescu, regizor. Punem pe Munciu. Pe Cristi Pulpe, pe Cristi Pulpe, oamenii ăștia. Pe Fanisitaru. Pe Tică. Constantin. Toți valabil. Și sunt grei de glorie. Fac un film de dragoste. Ce zici? Ne sară presa în cap că statul român comandă. Păi da, totuși statul român dă bani ăștia. Poți să faci un film de dragoste, decât dacă ești genial cu 700.000 de euro. Că se duce o poveste de dragoste tot într-un bloc de 6 ore, da? Într-o bucătărie și într-un lift. Pentru că problema e și la producători. Atunci când ai, că l-am întrebat odată pe, cred că pe Polonii, nu. Era cineva la festivalul ăsta de la Sfântul Gheorghe. Da. Zic, aveți proiecte de 5 sau 10 milioane de euro? Da, nu mă joc. Nu mă joc. E o altă poveste. Dar nu să tai înapoi 3 și tu să-l faci cu 2. Nu, e o mentalitate de contabil comunist, să facă economii. Ideea e că vreau să văd fiecare 100 de euro pe ecran. Ori mentalitatea în care sunt crescuți acești, să-i zicem, le zicem, mari artiști, în film, n-ai alții. Este că noi facem lucruri, înjurăm pe bani puțini. Eu zic că e invers. Pe bani puțini înjuri la greu. Da, ține și de curiozitatea ta, de ce vrei tu să spui, de angajamentul pe care l-ai. Complicat. Iarăși, adevărul e în artist. Dacă tu ești contemporan cu o uriașă tragedie a propriului tău popor, trebuie să stai locul un pic să te gândești. Să vezi ce-i frumos. Și să filmezi ce-i urât. Dar trebuie să dai argumente. Urâtul nu este atotputernic. Nu e total. Înăuntru există ceva frumos. Să-mi arăți de ce a ajuns așa omul. Ori când e să-mi spună de ce am ajuns, de ce e ăla așa de prost, n-are dinți, n-are bani, n-are nu știu ce, ăla înjură. Du-te, bă, alea. Nu cred. Nu cred că poți să înjuri atunci când spui acest om este trist. De ce? Du-te, bă, alea. De ce se abandonează copii? Du-te în parte dacă ești tâmpit. Nu poți să răspunzi la asta așa. E un bou. Da, domne, dar de ce e un bou? A pornit de undeva, a avut el niște modele. A arătat undeva. Arăta într-un fel și arată asta. Așa ajung femeile, cum am zis. Bărbații sunt niște livide care dar și au păreri. Acestor oameni pleacă tot din setările pe care le au ei din traseul lor. Și un refuz, o neacceptare a... Aș vrea să vă întreb, că era vorba mai înainte, plecând de la film, de percepția asta a filmului românesc, sau se poate vorbi de multe domenii. Te înveți ca fiind ceva, trebuie să fie ceva negru, ceva cu copii abandonați. Și frustrația asta care se simte în România, că am fi de rangul 2. Dar eu cred că vina e cum ne prezentăm noi. Ați vorbit de instituțiile care răspund. Vina e a noastră. Vedeți că vina e a Bruxelles-ului, că ne spune că trebuie să ne prezentăm asta, sau noi am putea să ne prezentăm onorabil. Și noi să impunem calitatea filmului, calitatea dincolo. Așa. Ce mă întrebați? Vă întreb, vina notoartă instituțiile din România, care decid. Decidenții, cu banii, cu... Nu e pe mine aici, nu e vorba. Împărțim responsabilități. În altă n-ai de ce să împarți responsabilități. E, ce vedem. Este ceea ce vedem. În orice secundă, oricine e capabil să schimbă, să spargă oglinda asta, sau să o șteargă într-un corp și să vede altceva. Îngrijorare. Mă rog, preocupare este că nu dă semnalitatea să spargă oglinda asta. Dar într-un corp, eu uite, ca la rai, știi, deschizi o chiță mică de tot, nu-mi capi în ea. Dar măcar poți să zici ce vezi pe gaura încheie acolo. Până la urmă există totuși o opțiune regizorală. De ce oare ei aleg asta? Doar pentru a obține premii? Doar pentru că... E cel mai la îndemână. E cel mai la îndemână. E simplu. E cel mai ușor. E simplu, da. Filmezi ce vezi, e în regim de telejurnal. Că până la urmă ei trebuie să vină cu altă opțiune. Și plictisitor. De ajuns și arată, ca la telejurnal. Bineînțeles. Poate eu știu în ultima vreme doar regizoarea aceea care a făcut Aș Minat, care a venit cu un alt... Da, foarte valabil. Și foarte valabil și ea că s-au putut. E adevărat că a dat cu mandă, a lovit cu mandă, cumva tot dinspre Occident, dar cumva a găsit calea și... A fost acceptată, deci se poate, dacă vrei și chiar ai ceva de spus. Există subiecte neatinse. Există subiecte neatinse în România. Și nu pare că interesează pe cineva. Nu. Că sunt poveștile profunde. Da. Că sunt în istoria trecută, până la Ștefan cel Mare, că sunt 1400 după Ștefan cel Mare, 1580, 1600, poveștile de la 1680 începe epoca modernă a României, nu în Covleanu, cu toate tiparnițele și nu, mănăstirile, până la după 1711-1712, după ce l-au omorât pe Covleanu și așa mai departe. Apariția spitalelor, a școalelor, a academiei. Asachi vine din Iași și face prima academie de cadastru. Prima școală de inginer cadastrici din 1920. Așa. Sunt povești fabuloase acolo. Poveștile de la țară. Țara asta a fost feudată de la, după Mircea cel Bătrân. Da. De la 1300-1400, a fost feudată de tot felul de mercenari, nemți, franțuși, norvegieni, austrieci. Da. Serios. Există o poveste. Cronici Muntele, formidabil. Cum au și încercat să ia pământul de la un nobil de ăsta, nemț. Burgund, unde ăsta, un nemț, un cavaler, câștigase niște moșii fabuloase în zona Curtea de Argeș, zona mii, zeci de mii de hectare de pământ, proprietățile știe, tot, tot. Și ia pământul, în țara. Moale, dar ia jumate din pământ înapoi. Salvează 3-4 sate, ducând în spinare un sac plin cu pământ, egal în greutate cu el. Nobilul nebunește, țăranul moare, dar e un subiect. Apropo de iubirea de țară, de pământ, de cât de sacru și de sacrosant este pământul României. Și așa mai departe. Câte nu sunt. Are Voiculescu, în Delta, niște povești absolut fabuloase. Una din ele e pescarul Amin, care un pescar pândește un sturion care îl omorâse pe frate său. El a făcut jurământul tăcerii că nu o să mai vorbească decât în clipa în care va prinde sturion ăla și o să-l omoare. Ăsta e tot subiectul filmului. Și bineînțeles îi face capcană și sturionul îl omoară și pe el. Fabulos! Fă film despre asta. Că Ionela și Mihai egal lobe. În ghena dintr-un bloc de acum 60 de ani. E foarte simplu. Nu-ți trebuie scenariu pentru așa ceva. Filmezi cu telefonul și faci film de Oscar, da. Cu condiția să iubești ce faci. Trebuie să fii gengealul. Să zici de ce filmezi așa. Și să apară măcar o secvență în care oamenii sunt frumoși. Sunteți foarte implicat și în modul în care fac tinerii teatru. Știu că v-ați implicat în proiectele de la Alexandria și cum vă simțiți când vă duceți acolo, în lumea liceenilor și... Ok, eu zic că-s pe drumul bun. Ne-am făcut treaba. Da, el a ajuns o legendă, e o marcă și ok, nu mai duce în grijă. Fac și fructe și au rădăcințele la toate lucrurile. Mângâiți, bravo, bravo, mai crești, mai crești. Lasă oamenii să se dezvolte foarte bine. Au învățat și să strângă parale, marketing, nu mai vorbim, excepțional. Superb. Nici nu mai trebuie să trec pe acolo. De ce zic? Ca și la Sfântul Gheorghe. Am vorbit cu Sorin. Păi de ce am nevoie de mine? Vin aici să mâncăm pește, să mâncăm ce țânțari. Merge foarte bine toată treaba. Nu stăm acum până la adânci bătrâneți. Să tot zicem, bravo, deci, bravo, pentru că și infantilizezi o comunitate. Dacă tot timpul ești acolo ca pastorul la oi, serios. Pornești un proiect și mai timpului să se dezvolte. Bineînțeles. Bineînțeles. Eu am pus de acolo câțiva oameni, dar în continuare merg. Nu înțeles că e bordul ăla care merge în continuare. Foarte frumos. Liceenii sunt turbați să vină să joace acolo, să se întâlnească, să se iubească, să se îmbede, să... Unde n-are? Alexandria? Da. E foarte frumos. Obrigado.